Bună ziua, dragii mei, tele și YouTube spectatori! După cum știți, mă numesc Eugeniu Brâncov și astăzi vreau să vin în fața dumneavoastră cu obstațoleacă, să-mi pun paricul semănem a european. Vreau să vin în fața dumneavoastră cu o aiorașcă, o mică descriere a magiei fermecate sub numele de televiziune în Republica Moldova. Deci, privim! Bună seara, dragi telespectatori! Din nou este marți, din nou este ora 17, din nou sunt eu, Galea Rasciuscă și emisiunea Pizdește Moldova. Astăzi, în emisiunea noastră, vom vorbi cu domnul Gheorghe Cațap, care acum 2 săptămâni a murit subit în casa lui părintească de sărăcie și de foame. Aduceți, vă rog frumos, săcriul în studio. Bună ziua, domnule Gheorghe! Ne puteți spune și nouă, de ce totuși ați murit? De sărăcie? Depresie? Sau totuși ați fost omorât de cineva? Și aici, cum s-a spune nou coment, aici ori mortul înjie și ne povestește că nu-i chiar așa cum credem noi, ori el astacă și noi să înțelegem că tot asta e fake. Ori el chiar cum murit, păi nu stai Iosif. E că cam așa, noutăți și emisiuni interesante pe televiziunile astea care au mai rămas în Republica Moldova. Mulțumim frumos de atenție!